Lista aleșilor locali incompatibili crește pe zi ce trece. N-am un raport anii, am singurul ce aveam comunicatul de presă, care a apărut așa, care probabil l aveți și dumneavoastră. Eu pe data de 10-7-2008, deci acum 5 ani și o zi, m-am retras din funcția de administrator, de la firma respectivă. De asemenea, în 2008, eu nu eram consilier. Și de-aia comunicatul ăsta e un pic contradictoriu și prea multe n-am ce să spun, pentru că nu dă concret la ce perioadă se referă. Raportul anii spune că Mircea Dobre s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local al municipiului Constanța a încheiat prin intermediul unei societăți diverse contracte de furnizare produse cu primăria municipiului Constanța în valoare totală de peste 4 milioane de lei. Fostul consilier este hotărât să meargă până în pânzele albe pentru a-și face dreptate. Eu o să consult un avocat, dar nu îl prea mă pricep la chestiunile astea, o să consult un avocat și o să vedem și punctul de vedere, dar vă spun, până când nu am de la ANI comunicare oficială cu chestiunile concrete, n-am ce să spun, pentru că acest comunicat de presă e contradictoriu. Comunicatul mai arată că toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, precum și despre drepturile de care beneficiază de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare.